Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii. Doamne ajută, Mancațiaș. Și bonjurică, bonjurică, știi că ești foarte bătrân când astăzi de ziua națională a casetelor video devii un pic nostalgic, asta în primul rând, și ți-aduce aminte de vocea de aur a Irinei Margaretei Nistor la naiba. Pentru prieteni. Așa că stăm aici ca proastele și ne râdem că ia uite cum trece timpul când te distrezi, pentru că s-au împlinit 2 ani de când s-a prăbușit mizeria aia de cascadă Bigger, care i-a făcut pe români să spună: vai ce cascade frumoase am avut în țara asta și cum toate se duc dracu. Da, mă, 2 ani de atunci. Nu se mai fac. Da, serios? Da, da, da. S-a făcut gluma aia foarte mișto cu Smaller. Cascada Smaller. A, că era Bigger și pe urmă Smaller. A, toată lumea, toți tâmpiții au făcut cu ochiul, dar... Da. Și în 1947 lua ființă. Despre lucrurile vechi, așa spunem. Da. Nu se, dar astea mai recente se înființează. Da. Alea vechi luau ființă. Tot ce se apropie de vlacuță ia ființă. Mi-teamă. Stai, dacă ai... Știi că ești bătrân atunci când te-ai născut, atunci când ai luat ființă. Da. Și știi că ești bătrân atunci când dai citate din vlacuță. A, și asta? Dacă pentru tine vlacuță e sau... E o referință? Ăsta la, cum îi spune, Spiru Haret, rămân o referință în continuare? Mm. Mi se pare că... Mi se pare și că da. Liceu? Că trebuie să începi să strângi prosoape. Da, da, da. Altfel te uiți la bomboanele alea mici. Dom'le, să alegem unele să nu fie tari, știi? Că e important. Au dat oamenii bambă protezele alea. Deci lua ființă Clubul Sportiv ASA București, care în 1961, sub presiunea organelor specializate, va deveni Steaua București. Asta. Și bineînțeles, un sincer FCSB nu e Steaua București. Așa. Bun, da, e ziua națională a casetelor video și știi că ești bătrân atunci când... Atunci când... Știi că ești bătrân atunci când încep să-ți ajungă banii. A. Știi că îi pui frumos așa undeva într-o cârticică, într-o agendă cu numere de telefon. Știi că ești bătrân cum ieși la piață atunci când ieși la piață ca Silviu Brucan cu banii legați cu elastic. Mândruță trebuie să-și aduc aminte mai bine, că da, cred că mergeau împreună să-și facă piața. Știi că ești bătrân atunci când 0729001122, atunci când ai 34 de ani și ortopedul îți recomandă să nu alegi un maraton, că ai ligamentele deja făcute praf. Asta sunt eu și am una și... Da? Nu știu ce să zic, dar o să zic. Da? Știi că ești bătrân atunci când îți verifici chiloții după ce strănuți. Pare îngrozitor. Dar se întâmplă. Dar să știi că a fost mai devreme o, am întâlnit o abordare care mi s-a părut interesantă, că știi că ești bătrân atunci când un afrodisiac îți dă mai degrabă somnolență. Morning Glory, Morning Glory, am făcut-o de 5 ori. Sau, cum spunea, cum povestea și Răzvan Exarhu, această întâmplare adevărată din Giurgiu, atunci când tu, ca farmacistă, întrebi un bărbat de 60 plus care îți cere afrodisiace, afrodisiace pentru ce? Morning Glory, Morning Glory, eu sprășit sau cartofiuri? Da, în fine, hai să nu judecăm, că nu, e urât să judecăm. Bineînțeles, știi că ești bătrân atunci când primul tău job a fost chelner la cina cea de taină. Oh. Ce mai dorește domnul? Da. Ce mai dorește domnul? O apă plată? Știi că ești bătrân atunci când pui deoparte pâine pentru porumbei. Mm-hmm. Dacă înțelegi aluzia. Nu merge? Nu este nimic grav, îl vedem pe Sergiu, doar că mai are niște detalii din fabrică. Știi că ești bătrân... Aoleu, asta e foarte urâtă.
E urâtă că știi, e urâtă. Știi că ești bătrân atunci când alungi copiii. Da, da, da. Copiii din fața ferestrei să se joace în altă parte. Când te salută cu sărmâna. Da, da, da. Știi că ești bătrân atunci când te amuzi la glumele lui Radu Pietran. Dar da, am făcut această pauză apropo de știi că ești bătrân atunci când îți aduci aminte că la un moment dat în București s-a ținut Red Bull Flugtag. Ai ții minte? Da, dar da. Parcă n-a fost așa de mult. A fost de mult. Da? A fost de mult, da, da. E, vezi? Da, se întoarce, se întoarce în septembrie, pe 17 septembrie la București și Red Bull Flugtag înseamnă ziua zborului. Mă rog, are 31 de ani Flugtag. De când se face? Da. A luat ființă? Eu am acum 30 de ani. Am lucrat la prima ediție. Am făcut comunicare atunci pentru da. Flugtag, da. Foarte mișto. Am râs. L-am sunat pe CTP să vină în juriu și m-a refuzat. A râs. Mi-a spus că sunt simpatic, dar că mă refuz. Nu știa că îi place sportul, nu de alta. Și până pe 23 iulie puteți să vă trimiteți ideile de aparate de zbor și e important pe redbull.ro/flugtag. Știți foarte bine că na, nu e vorba despre performanță, ci despre distracție, bătaie de joc și în general bună dispoziție. Avem juriu, vă dați seama că se evaluează și designul și distanța de zbor, dacă se poate numi zbor, dar și spectacolul pe care îl faceți în tot acest timp. E o ocazie bună de a vă exersa ironia, dar mai ales autoironia și cred că o să fie mișto. Dâmbovița, apă dulce, cine o bea, ăla e, știm foarte bine. Există și premii și pentru locul întâi avem o excursie de un weekend la Salzburg, care include și vizita la faimosul muzeu al aviației Hangar 7 și un zbor cu Flying Bulls. Asta e echipa de miom. A, da. Știi? Oh, ce mișto. Foarte mișto. Dar locul 2 este un zbor cu Hawks of Romania la aerodromul Clinceni. I-am cunoscut pe băieții ăștia, sunt extraordinari. Nu, i-am cunoscut doar și am văzut ce fac. Trecut pe deasupra noastră, da, la o filmare. A fost, Și locul 3 este un salt în tandem cu parașuta împreună cu TNT Brothers la aerodromul Clinceni. Foarte și tare. Premiul de popularitate, zbor în tandem cu parapanta împreună cu Toma Coconea, atlet Red Bull. Da, da. Și da, e o ocazie mișto, e foarte mișto, e una din competițiile mele preferate asta. Mai am una ăștia de la Red Bull, dar am uitat cum Dumnezeu se numește. Cu ce e? Cu niște mașinuțe, e un fel de raliu tâmpit, te dai pe o pantă. Ah, da, 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 a fost e foarte ridicol ăla. Lângă Casa Poporului. E aproape la fel de ridicol ca ăsta. Am fost la am fost, m-am uitat. E foarte funny, foarte, foarte funny. Și normal că la un moment dat în viața asta am ajuns și la Red Bull X-Fighters. Conese? Aia cu motoarele. Fost la Madrid, într-o arenă de tauri. Erau niște băieți, erau campioni atunci, nu știu, am uitat. Dar ce se întâmplă exact? A? Ce fac exact? Fac acrobație cu motoarele. Ah, ok. Foarte spectaculos, extrem de spectaculos. Era într-o coridă, într-o arenă de coridă. Da. Mm-hmm. În arena de coridă din Madrid. Nu știu dacă câte una în fiecare cartier, dar era una foarte impresionantă. Da, cam asta a fost anunțul. Vă mulțumim frumos pentru atenție. Vă înscrieți frumos la redbull.ro/flugtag și foarte bine faceți. Și revenim la mizeria de emisiune. Bineînțeles, știi că ești bătrân atunci când Ei, da, faceți cumva să văd și eu astea la care ne plângem. Îți dau un telefon. Știi că ești bătrân dacă ți-l amintești pe Iliescu tânăr. Știi că ești bătrân. Hai că îți spun eu așa și tu îmi spui dacă e ok, da? Dă-ți jos căștile. Nu, nu e de, nu? Nu, e scârbos. Da, e scârbos. Bun, știi că ești bătrân 0729001122 atunci când... Știi că ești bătrân când te plimbi cu mâinile la spate prin parc? Da. Știi poziția? A, și te-ți mai ai și ochelarii legați de gât?
Da. Știi că ești bătrân și cu asta aș încheia. Atunci când faci toate treburile dimineața la ora fixă, după care te duci, te ridici din pat și te duci să te speli. Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow. Și bonjurică, bonjurică, știi că ești bătrân când azi ești tânăr și mâine întrebi: bă, dar cui ești tu, mă? Mă, tataie, mă. Și vă spunem bună dimineața, dar bineînțeles știți foarte bine că în schimbul la 400 de euro vă spunem oricând la revedere. Și normal, știi că ești bătrân atunci când nu schimbi postul când începi știrile. Da. Ia hai să vedem ce mai s-a întâmplat. Și știi cum că ești spune și Tudor mai Chirilă. Știi că ești și mai bătrân când lași și să vezi meteo. Ah, da. Dar da. Ca să-ți confirme că spun bine genunchii. Da, și asta. E foarte important și că arăți mai bine decât busul. Da. Nu, în ultimul rând, da. Știi că îmbătrânești, adică știi că ești bătrân atunci când asculți adolescenții vorbind și înțelegi numai câte un cuvânt din trei. Da, este din ce în ce mai dificil. Și și când începi propozițiile cu pe vremea mea. Da, cel puțin una pe zi ca să te menții. Bun, da, sigur că nu asta determină abordarea noastră editorială aici. Nu, asta e problema noastră, pentru că, uite, știi că ești bătrân atunci când faci, când asculți o știre despre un turist din Piatra Craiului care a fost pur și simplu a fost amendat că a urcat fără buletin la el. Cum să urci, mă, tataie, fără buletin la tine? Cu ce dai în ursul ăla? Da. Și da, îți dai seama că i-a răs buletinul la urs. Uite, dănuț, dănuț. Deci... Știi că ești bătrân când încă mai ai buletinul ăla, carnețel. Ah, da, oh, ce mai frumos. Sunt? Că nu se mai, nu-l mai schimb după o etate. Yo. Asta e. Mi-a părut rău că mi-au luat buletinul ăla, că aveam autograf de la Johnny Răducanu pe el. Nu era bine, dar îl aveam. Asta era maximul de frondă pe vremea lui Ceaușescu, să iei autografe pe buletin. Chiar nu era bine. Da. Chiar nu era bine, dar Johnny a fost foarte îngândat să dea autografe pe buletin, știind că pot să-mi iau mardeală de la miliție. Dar aia e. Avem vești din... România. Dorin Cioabă a fost prezent la Viscri la întâlnirea cu regele Charles și a spus: aș vrea să se aplece puțin și asupra problemei robilor. Iar soția lui a spus: vreau să devii vecină cu regele. Vreau coroana mea? La da. Vârsta lui, dacă tot vorbim de asta, dacă se apleacă puțin, s-ar putea să-l lase șalele. Da, la da. Domnul... Charles. Și bineînțeles au să apară și manelele bio, eco și pe asta numai de la vecini le afli întotdeauna. Tot ce e trending în manele nu trebuie să te ocupi tu, se ocupă întotdeauna vecinii. Manele apropo britanice. De asta, știi că ești bătrân când ai o petrecere și nu află niciun vecin. Și asta și știi că ești bătrân atunci când ajungi în vamă și îți dai seama că nu mai e vama ce a fost. Da. Da. Normal. Clasic. Ea nu mai e de atunci ce a fost. Scaun în duș? Scaun în duș? Da. Da. Da, scaunelul după tine. Ca din păcate, da. Să aștepți autobuzul. Știi că ești bătrân atunci când înțelegi perfect ce sunt alea trigliceride. Da. Și știi ce este ăla cu plajul. A, și asta, da. Da. Și îți mai aduce aminte când pe vremuri după Cartoon Network intra TNT? O, da. Și când vrei. Te enervează că ăștia de la Netflix nu publică programul ăla. Mă, tataie, mă. Ce urmează după asta? Nu spune niciodată la ce oră să dă serialul. Da. E foarte enervant. Și... Știi că ești bătrân atunci când chem sora, dar nu te referi la familie. Da.
Știi că ești bătrân atunci... Astea sunt atât de intuitive. Când în mintea ta încă mai consumi impulsuri. Și asta, da. Suni. Știi impulsurile, Silvia? Nu. Nu știi, nu? N-am prins-o. Când deplângi faptul că telefonul nu mai are furcă. Da, da. Sau roată. Da. Vai de capul meu, nu se poate așa ceva. Foarte urât. Știi că ești bătrân atunci când dai Rock FM la maxim ca să poți să auzi și tu. Good from the side. This is Morning Glory. Și știi că ești bătrân atunci când gonești niște tineri care fac pogo lângă tine la Pantera. Ia du-te la ascara ta. Da, pleacă-mă de aici. Pleacă-mă. Concertul tău. Păi, al dracu' de rocker. Știi că ești bătrân când ți-aduce aminte că Cezar l-a bătut la Pompei anul 48 și a trimis după Pompei mesajul: bă, Pompei, Galileo Galilei. Da. Așa a fost. Mai pompiță. Da, și uite, în 1654 în coronau pe Ludovic al Xivlea. Al Xivlea? Xivlea, da. Uh-huh. Rege al Franței și el a fost un fel de înaintaș al lui Borcea, a avut 6 copii legitimi și 13 nelegitimi. Ludovic al Xivlea ăsta considerat Xivlea. Și de unii și părintele pensiei alimentare. Da, regele pensiei alimentare. Regele, da, da. Și Coloniile Unite se transformau în 1775 statele în Statele Unite ale Americii și au rămas în continuare, uite așa, unele cu altele. Uite așa sunt, știi? E gestul ăla. Știi că ești bătrân când îți freci și degetele ca să arăți cum sunt frații cu surorile, știi? Asta, degetele așa, arătătoare, da. Așa, da. Da. Dar normal că știi că ești bătrân când îți amintești cât costa o înghețată înainte de 89. Mm-hmm. Și aia era pachet de unt. Da? Mm-hmm. Aia oribilă, aia polar. Așa, da, nu mă știu. Aia scurgea peste tot, nu știu cum dacă se putea mânca. Cred că se mai găsește. Da, se găsește, da. Dar știi cum mănâncă fetele ciocolata în reclame? Eu n-am văzut pe nimeni să mă mușcă ce... din ea. Ah, deci știi că o dezvelesc așa. Uh-huh. Adică practic o tratează ca pe o banană. Da. Uh-huh. Și mușcă din ea. Eu n-am văzut pe cineva. N-am văzut pe cineva în lumea reală. Ei tot încearcă. Pătrățică totuși. Da, ei tot încearcă să impună metoda asta nouă, dar nu merge. Nu. Eu mănânc cu furculița și cu țâră. Da, știu și eu. Eu cu lingurița. Trebuie să mănânc puțin. O topești. Eu așa știu să gătesc în linguriță, știi? Și, bineînțeles, știi că ești bătrân când la radio e tot Exarhu. Da, da. Și nu e rondul de noapte, e rondul de dimineață, da. Exact. Dragoș ne spune că nu mai poți să bei cum beai la 53 de ani. Da. Wow. Și când iei afrodisiace ca să nu mai faci pipi pe bombeuri, doar ca să... Stai urâtă, nu? Da. Și am înțeles că avem și niște glorioși ai zilei. Stai puțin ca să ne ocupăm de chestia asta, că vine doamna fizioterapeut Adriana Șerban să vorbim despre deșteptul de Kanye West, care a spus că e bine ca bărbatul să redevină vânător, om al junglei, și să umble în chicioarele goale pe asfaltul încins. Așa a zis? Da. Și umblă așa. Și mulți deștepți de pe Instagram-ul mare fac și ei la fel, merg descălțați. Dă-mi seama ce e pe călcăierile lor. Gloriosul zilei. Și mai există Gheorghe Hagi, care a spus: noaptea dorm și ziua muncesc. Da. Nu poți să contrazici. Nu, n-ai cum. Și nu face schimbul 3. Da. Și Albano a spus: cultura unei țări este sacrosanctă, fiindcă așa e ea, o respecti, dar să impui o nouă cultură, în acest caz mâncare pe bază de insecte, cu tot respectul pentru insecte, mi se pare totuși o exagerare. Băi, deci respectul ce vi-l port este un rahat pe lângă stima ce o nutresc.
E, nu, cum spunea, știi că ești bătrân când folosești a nutri. Da. Și a apărut și Adrian Despot, care a spus despre domnișoara aia care a luat acel interviu în care el a răspuns, așa cum știm, și a intrat în istorie. De pe vremuri, e posibil ca ea să se fi bucurat de faima pe care a primit-o. Și Cosmin Olăroiu a spus: lasă-mă cu uie că nebunesc, fac alergie, ce ne dă nouă? Lapte, ouă. Da. Lapte, carne, brânză, ouă. Brânză, ouă. Și acum, pentru că e un moment frumos și important, a zice eu că totuși am vorbit mai devreme despre știi că ești bătrân atunci când ai un scaun în cabina de duș. Da. Și a subliniat cineva și pe bună dreptate că există un sens și mai apăsător decât acela de mobilier în cabina de duș. Morning Glory on Rock FM. Și acum, înainte de a vorbi despre alte dezastre, respectiv dezastrul permanent, adică specia umană, că despre ea vorbim și asta ne preocupă, și aș vrea să avem două chestii. E un fel de... cum se numește asta? Să spunem, este un fel de... La revedere! Este rubrica La revedere, dedicată apocalipsei. Aș numi eu. Experții Observatorului European al secetei, nici nu știam că aveam așa ceva, dar uite că avem, avertizează că Europa va rămâne fără apă. Deci adio șpriț, din ce înțeleg eu. Că... asta e... Da, asta ar fi problema. Asta e problema... Da. Aia e importantă. Și Vasluiu, evident, are un avans considerabil în fața întregii lumi, zic eu. Da, da. Ca să nu mai zic de Transilvania și alte zone ale planetei. Pentru că au antrenament, nu? Da. A rezistat fără H2O. Da. Doar cu pâine și spirit e... Așa se întâmpină acolo. Așa se întâmpină oaspeții. Și în plus, planeta s-a umplut... Stai că mi-a luat un pic să procesez. Pâine și spirit. Ok, bine. Păi da, așa sunt domnițele alea îmbrăcate în straie populare și da, așa sunt. Deci planeta s-a umplut de haine și normal că ne aducem aminte de... Da. A, așa s-a umplut de haine, tot ce purtăm și aruncăm poluează mai tare decât avioanele și vapoarele și fabricile chinezești de cauciucuri și Sinteștul și toate astea. Da, serios, că sunt foarte multe și nu se poate recicla. Oricât am vrea noi, halatele alea nu. Nu? Nu. Nu, nici trailingurile vechi, nici nimic. Nu se reciclează. Vestuțele? Da, și... S-a încălzit planeta. Da, s-a încălzit. De la atâtea haine câte a pus pe ea. Na, de la vestele lui Cristoiu. Îți dai seama cât a aruncat asta? Moare din 90 în coace. Da, e normal. Da. Și, bineînțeles, în continuare, femeile nu au cu ce să se îmbrace, dragă. Uite, ți-arăt dulapul. Nu pot să iau nimic de aici. Nu se pupă. Da. Asta este, da. Doar ca să știți. Și în rest ne îndreptăm spre bătrânețe, haine grele, că de-aia și planeta. Mă, dar ce e azi, mă, frate? Ce s-a întâmplat? Ah, cred că ne-au trimis borș să facem. Ce am primit? Suc de mere? Au nebunit ăștia? Ne-au trimis suc de mere biodegradabil. Mor de pan. Da, eu uite, am primit suc de mere. O fi auzit ceva de digestia noastră sau ce s-a întâmplat? Și citronada am primit. Numai vești bune. Bine, mulțumim foarte mult, da. Deci, azi ești tânăr, mâine... Da, nu. Chiloții, nu. Nu. Mâine ai în casă un sertar pentru medicamente. Da. Mâine ai în casă un sertar pentru medicamente și... Știi că ai îmbătrânit când adolescenții din bloc ascund țigara când te văd? Așa, și ai dat o petrecere. Ai dat o petrecere și nu ți-a băut niciun vecin în țeavă. Da. Și asta e, da. Asta înseamnă că da. Ești foarte bătrân și știi că ești bătrân când știi că ai îmbătrânit atunci când te doare piciorul, dar nu te duci la medic, că știi că așa e el. Așa mai faci. Te mai doare din când în când. Și
te duci la dentist fără să te doară nimic, mm-hmm. preventiv. Da, da. Care un joc aici. Știi că ai îmbătrânit dacă te lași pe vine și nu e sigur că o să poți să te mai ridici singur? Și când primești un telefon seara pe la 9 și cineva te întreabă, fără să lucrezi la Morning Glory, a, scuze, te-am trezit? Și uneori chiar au făcut-o. Da. Da. E, asta, asta mă și refer. Da. Și... Muzica e din ce în ce mai tare. E din ce în ce mai tare, dar în același timp ții telefonul la urechea bună. Și asta. Da, și asta. Dar uite, aveam și un un reportaj cu tămurător, dar zguduitor, marca Morning Glory, făcut de Silvia. Semne că ai îmbătrânit. Merge? Oare? Merge pădga cu zălie. Nu merge. Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde. Care sunt primele semne că ai îmbătrânit? Cauți oferte de tigăi. Că la 22 de ani am Egvagel în cameră, cremă de cai pentru oase și articulații. Durerea mea de genunchi în momentul în care începe să plouă, adică știu dinainte să plouă, că o să plouă. Un semn că am îmbătrânit este că încep să umblu cu bărbați mult mai tineri ca mine ca să pot să le absorb energia tânără. Îmi place să mă culc la 10 și să mă trezesc la 6. Te dor toatele. Când mă doare genunchiul, când plouă. Nu folosești casele self. Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii. Și înainte de a vorbi despre probleme cu genunchii, probleme cu tălpilii, cu tegucigalpa, da, mă doare chicioarele, mă doare și talpa. Bineînțeles, vorbim despre moda asta lansată de domnul nostru Kanye West de a merge cu tălpilii goale prin New York și despre maratonism. Este boala care te face să-ți depășești limitele, dar să-ți rupi tendoanele. O să vorbim cu fizioterapeutul Adriana Șerban, care a venit aici pe la noi 21-22. Dar cineva zice că a vrut să fie haios, știi? Ia. Yeah. Și a zis, știi că ești bătân atunci când râzi la glumele lui Exarhu. Și zic eu că ești bătân când râzi la glumele lui Exarhu, dar la o oră după ce le-a făcut, bă. Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.